mil, la un nou video pe canalul nostru de YouTube. Că e al nostru, nu? Nu. Pe canalul Milanei. Ba, da, te-am mai văzut și pe tine. Bună! Noi, după cum vedeți, suntem în mașină și plecăm la drum, puțin mai lung. Mergem la Blaj, unde locuiește mama noastră. Și pentru că Mihai ajunge mâine la Cluj, pentru că este în Franța și sunt momentan, nu există zboruri Barcelona Timișoara. Da, știu că am zis că e în Franța, dar cel mai apropiat aeroport este Barcelona. Și biletul pe care l-a luat a fost la Cluj, chiar dacă e mai departe decât Budapesta poate, dar totuși am zis că nu știm cum o să fie restricțiile și mai bine să fim în țară. Așa că mergem mâine să îl luăm de la aeroport și până atunci ne și distrăm, nu? Da. O să ne oprim acum la Hunedoara, bine, abia am plecat din Timișoara. O să ne oprim la Hunedoara să ne vedem cu Ralu. Ralu M, prietena mea, ați mai auzut-o de multe ori menționate și în vlogurile mele. Și ne vedem cu mama. Sunt de povești, lucruri de genul acesta, dar am zis să deschidem și vlogul, pentru că este abia a doua oară când eu fac drumuri mai lungi singura cu mașina. Adică e și Alexandra aici, dar mă refer să conduc singura. Alex, dacă vreți să conduci, ți-a luat permis? Cred că e acasă. Na. În orice caz, Google Maps-ul sperăm să nu ne lase de izbeliște, pentru că n-aș ști să ajung nicăieri fără el. Și da, asta este deschiderea vlogului nostru. Ce, ne oprim pe autostradă și întrebăm? Da, exact. Avem noroc că este autostradă până la Alba Iulia, puțin mai departe chiar. Și o să ieșim de pe autostradă să ne întâlnim cu Ralu, după care ne întoarcem. Hai să vedem cum o să fie. Ține pumnii să ajungă copilul. La Hunedoara, după două ore și ceva. Și așteptăm acum să vină Ralu. Am ceva pentru ea, mi-a plăcut foarte mult prăsuța ce am ales-o, pentru că știu că îi place Disney. Și da, stăm la cafea. Fetele, nici nu știu fetele din grupul nostru că o să ne întâlnim, pentru că am păstrat acest secret să le facem o surpriză cu o poză. Și e o zi super frumoasă, cred că sunt vreo 15 grade, să zicem. E destul de cald și însorit și... Milana prezintă vremea. Sunt foarte curioasă să vedem, hai Alex aici, să vedem cum e acest restaurant, pentru că arată foarte, foarte fain, așa, din ce văd eu din exterior, așa mai rustic. Nu știu că îi place și de Ralu, place și mie. Poți să filmezi puțin, Alex, să vezi, să se vadă cum arată curtea veche. Aici ne întâlnim.
Alin persistă de azi dimineața de la 7. Acum e 6 seara și încă stă aproape nemișcat. Noi ne întoarcem din oraș. Hai, Alexandra, înaintează. O să uite oamenii dubios la mine că stau și vorbesc cu o cameră. Ciao! Ne întoarcem din oraș și mergem să mâncăm. Da, încă rezistăm, nu suntem obosite, deși suntem treze de 12 ore deja. Să închei acest vlog pentru că mai mult am filmat așa fără să vorbesc cu voi pentru că timpul a fost foarte scurt și am vrut să îl petrec cu mama și cu soara mea. V-am arătat mai devreme niște imagini din Blaj, un oraș micuț, dar foarte cochet și care a profitat la maxim de fonduri europene și chiar arată străzile și drumurile mai bine decât Timișoara. Au acum în construcție și o sală polivalentă pentru că echipa lor de volei este prima în țară și fetele joacă mai mult în deplasare și au și un bazin de înot foarte, foarte frumos. Deci toate laudele din partea mea. Îi dau drumul la Zoe. După cum ați putut observa, m-am întâlnit cu Ralu și mi-a făcut mare plăcere să mă reîntâlnesc cu ea. Nu ne-am văzut de
oare de la ziua mea, nu sunt sigur, ah, ba nu, ne-am văzut la ziua ei în noiembrie și a fost foarte frumos, am fost în locația care se numește Curtea Veche, este o pensiune nouă și au și un restaurant foarte, foarte frumos. V-am lăsat cadrele, probabil ați observat. După care, asta a fost vineri, sâmbătă de dimineață, am plecat spre Cluj, pentru că Mihai a fost în Franța și zborul, adică aeroportul cel mai apropiat era Barcelona. Însă au fost scoase zborurile pe timp de februarie, nu știu dacă și în ianuarie, Timișoara-Barcelona, așadar opțiunea cea mai apropiată era Belgradul sau Budapesta. Dar am zis că nu știm cum va fi cu restricțiile, așa că mai bine, pentru că am luat biletul de ceva timp, pentru că biletul era luat de ceva timp, am zis că mai bine să fie în țară și e mai simplu să ajung și na. Așa că am condus până la Cluj, de la plajă o oră jumate pe autostradă, foarte mișto, deci așa mult mi-a plăcut că am mers peste tot pe autostradă. Vineri pe autostradă a fost destul de aglomerat, erau multe camioane, mașini prea puține, pentru că am plecat de dimineață. Însă multe camioane și am tot depășit pentru că nu pot să stai în coloană cu ei. La întoarcere l-a fost aproape goală autostradă pentru că ne-am întors sâmbătă. După ce l-am recuperat pe Mihai de la aeroport, ne-am dus și am mâncat în Cluj, mă rog, am mâncat el cu sora mea și eu am băut o cafea. La un local foarte mișto, am arătat iarăși imaginele mai devreme, El Che se numește, Che Guevara. Este în centrul Clujului, chiar vis-a-vis de biserică și e așa mai exotic, mai, nu știu, cubanez, așa l-am perceput eu. Ne-am întors acasă, am făcut 3 ore jumate pe drum din Cluj, bine, ne-am și oprit de 2-3 ori, pentru că am zis că nu se fumează în mașină și pauza de țigară era afară și da. Am ajuns acasă la câinii noștri care s-au bucurat foarte mult. Am primit un cadou foarte frumos de la Ralu. Merg acum în sus să vi-l arăt și încheiem acest vlog care va apărea probabil săptămâna viitoare. Mi-a făcut mare plăcere acest weekend. Am avut și o zi liberă vineri pentru că am lucrat niște sărbători legale și trebuie să mă bucur de zile libere pe care le-am câștigat, să zic așa. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine la încă un clip și vă arăt sus acum ce am primit de la Ralu, pentru că am primit un parfum de care m-am îndrăgostit. I-am făcut și eu cadoul lui Ralu, dar nu pot să o întrec în cadouri niciodată, pentru că i-a făcut, bineînțeles, și surorii mele cadou. Am primit un bubble bath, adică un spumant de baie, pentru că Ralu știe că eu sunt nebunită, bineînțeles că l-am și folosit deja. Este mulled spice, adică condimente pentru vinul fiert și miroase foarte bine, acuișoare, scorțișoară, portocale, miroase foarte, foarte bine. Este foarte potrivit perioadei și nu știu dacă o să-l termin neapărat în februarie, că e destul de mult, dar nu contează, nu mă deranjează să-l folosesc și mai târziu. Și am mai primit un parfum de la Oriflame. Ralu a crezut că este acel parfum care mi-a plăcut mie foarte mult, de la Denisa Nicolae. Nu este acela, dar ăsta îmi place și mai mult, deși și el a fost foarte fain, cu flori de cireș. Acesta este cu o mimoză pudrată, powdery mimoza. Dar mirosul este unul citric, mi-aduce aminte așa între Moschino Fanny Dolce Gabbana Light Blue, adică așa foarte citric cu lămâie și niște flori de mimoză foarte delicate. Cred că la Diana Androni chiar plăcea cu siguranță acest parfum. Este demențial, deci l-am tot folosit și, sincer, uite, astăzi e luni, de vineri l-am, deja am folosit atâta din el, deci chiar îmi place, l-a folosit și maica mea și sora mea, că la toată lumea ne-a plăcut acest parfum și mulțumesc încă o dată, Ralu, pentru acest minunat cadou, chiar mă bucur de el, adică parfumurile sunt viața mea. Și am primit și de la Mihai ceva din Franța. Au zis că decât să-mi cumpere un magnet, mai bine să-mi cumpere ceva ce știe că-mi place și ce folosesc. Ambalajul este demențial și este de la L'Occitane, un gel de duș cu verbină, dacă nu mă înșel. Este tot așa fresh și proaspăt, dar ambalajul e atât de drăguț. O să-mi fie milă să-l arunc cu siguranță. L-am luat din aeroport și eu și lipit aici un scotch, dar am deschis și foarte, foarte frumos miroase. Este L'Occitane în Provence și
Stai să vedem dacă scrie ce conține, dar am văzut și la Diana Andronic pentru că l-a primit în calendarul Advent. Da, miroase așa, lămâie, a prospețime, foarte mișto este și îl păstrez pentru vară. Mai am unul asemănător de la, tot de la Ralu, din Oriflame și o să-l folosesc când vine vremea mai caldă. Acum o să termin mirosurile astea mai grele pentru că după aia nu le mai suport. Vă salută și prietena mea Zoe, care imediat a venit și ea să miroasă parfumul. Zoe, cine e aici? Cine e aici? Așa s-a așezat ea. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și în acest vlog și ne auzim foarte, foarte curând. V-am pupat!